Este firesc ca spre Egipt să se orienteze pasionații de istorie. Această civilizație, care a vrăjit întreaga lume și care și în prezent continuă să ne fascineze, s-a născut cu peste 3000 de ani în urmă, după unificarea Egiptului superior cu cel inferior. Pe lângă oamenii de știință și oamenii obișnuiți care sunt interesați de istoria civilizației umane, an de an se îndreaptă spre Egipt un număr mare de scufundători. Marea Roșie, cu recifurile sale coraliere, atrage în Egipt pasionații vieții submarine din toate colțurile lumii. Și nu în ultimul rând, scăldatul și razele de soare atrag aici turiștii doritori de relaxare și odihnă. Pentru Egipt avem un circuit de 12 zile care cuprinde atât vizitarea orașului Cairo, a piramidelor, a Sfinxului, excursie la Alexandria, croazieră pe Nil, cât și sejur în Hurghada. Temperaturile sunt optime în luna mai, avem ocazia atât să vedem obiectivele culturale și istorice ale Egiptului, cât și ocazia de a face plajă și scufundări la Marea Roșie. Oferta constă în 12 zile cu regim de masă, mic dejun, prânz și cină pe vas și demi-pensiune în Hurghada, iar costurile sunt undeva în jur de 600 de euro, incluzând și taxele de aeroport.